Băi, frate, nu se poate. Am ieșit și eu în parc. N-am mai fost de 100 de ani în parc. Să mă relaxez. Să stau la iarbă verde, să mă răcoresc un pic, că sunt 1000 de grade afară. Și nu mai fac comentariile astea. Toată lumea pe YouTube e șocată despre cât de mult pot eu să mănânc. Deci am numai comentarii 1 și 1. Ascultați aici. Wow, eu mă chinui să termin un fel de mâncare. Ești campioană. Mănânci ca Sparta. Zici că n-ai mai mâncat de o săptămână. Bagi în tine. Ești o nemâncată, Camelia. Da, deci asta îmi spuneți voi pe YouTube. Că bagă mine ca Sparta și că sunt o nemâncată. Dar știți ce? Eu sunt mândră de chestia asta pentru că îmi place mult mâncarea, îmi place să și gătesc, dar îmi place foarte mult să mănânc. Și sunt foarte mândră de faptul că mențin o siluetă atât de bună, lăsând la o parte calitatea de mâncare pe care o mănânc. Dar până la urmă, cred că am putea să facem un clip în care să vedem cât de mult pot să mănânc. Să facem un clip care se numească cât de mult poate Camelia să mănânce. Ce ziceți? Ca să vedem până la urmă dacă chiar mănânc mult sau mănânc puțin sau care-i faza. Da. Mi-e și foame, ce-i drept. Dar unde să mergem să mâncăm? Eu aș mânca sushi. Ce zici, Mariane, mă duci la sushi? La cât mănânci tu? Nu am un buget atât de mare. Sushi este totuși o mâncare scumpă. Da, adevăr e că da. Dar poate găsim un all you can eat. E vreun all you can eat cu sushi? Cunosc chiar două locații în București, însă doar pe una dintre ele o recomand. Mishi Mishi. Da, cum am putut să uit de Mishi Mishi? E restaurantul preferat al lui Marian, în cazul în care asta nu știați. Da, mergem la Mishi Mishi, la all you can eat de sushi, să vedem dacă mănânc chiar atât de mult pe cât puteți voi să credeți. Iată, ne ajungi la Mega Mall. Ia să vedem ce au astăzi aici. Umplute, salată de alge. Ia să vedem ce mai e mai interesant. Noodles. Super. Chiar mi-e foame. Vită, orez, tofu, creves pane. Hai să vedem ce e și la masa de sushi. M-am așezat la masă și haideți să ne apucăm de mâncat. Mi-e super foame, cred că am mai zis asta deja. Ia să vedem. Sushi cu somon. Cu ton. Ce mai nimerim interesant. Și asta cred că e tot cu somon și are ceva icre din astea portocalii deasupra. Ia, și aici un sushi tot așa cu un fel de sos deasupra, care și el este tot cu somon. Nu pot să vă explic cât de foame mi este, zici că n-am mai mâncat de o lună. Să ne apucăm de mâncat. Arată super. Și acum varianta cu ton. Asta e ceva cu somon și avocado, cred. Și ăsta este tot cu somon și surimi. Am mâncat 4 până acum. Le pun într-o parte ca să vedem cât de pot să mănânc până la final. Și acum e momentul să-mi aleg altele. Asta e foarte tare la tipul ăsta de business, de all you can eat cu bandă din asta de sushi. Este că poți să-ți alegi orice fel de sushi vrei tu și cel mai important, în ce cantitate vrei. Să alegem unul și cu crevete, preferatul meu. Și oarecare va fi următoarea victimă. Hai să vedem. Uite, unul cu mango tot așa, care arată interesant. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți câte farfiruțe din astea cu sushi credeți că pot să mănânc.
Haideți să vedem câte din astea de sushi am reușit să mănânc. Ia. Dar nu mă mai văd acum, nu cred că e bine. Stați un pic să le dau într-o parte. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nici nu știu dacă e de bine sau de rău că am mâncat 25 de bucățele de sushi. Na, dar sunt happy. Am terminat cu sushi. Cred că mi-am făcut pofta pe ziua de astăzi. Vreau să vă spun cum am uitat pe net și la alte restaurante la care puteți să mâncați sushi. Cum am mâncat eu 25 de bucăți, există și în alte părți platouri făcute și costă în jur de 120 de lei, deci prețul este aproape dublu, mult, mult mai scump. Da, cam asta despre sushi. Am văzut și chestii la bufet care mi-au atras privirea când am intrat, deși nu prea mai pot, o să fiu sinceră cu voi, aș vrea totuși să gust și câteva dintre chestiile de la bufet, așa că haideți cu mine. Ia să vedem. Nu, aripioare de pui nu vreau, dar niște legume din astea care par foarte interesante chiar aș vrea. Și creveți pane. Asta cred că e pui ceva, nu știu ce e, da, o să aflăm. Ia să mai vedem și pe aici. Altfel de creveți. Așa. Asta cred că e vită. Și chiar e vită cu țelin apio. Și spaghete. Spaghete sau noodles de orez, cum vreți voi să le ziceți. Haideți că am reușit să-mi umplu friptura, eu și cu mâncatul meu puțin. Și aici, ce mai avem? Salate de alge, varză roșie, ouă, desert. Nu, hai că mi-a ajunge ce mi-am pus aici. Hai să încep cu creveții ăștia pane. Crocante. Ia să vedem legumele. Asta cred că e un dovlecel. Pui. Încerc și spaghetele. Și vouă vi se întâmplă să luați într-o furculiță toți noodle și din lume? Cred că nu numai mie. Să vedem și cealaltă variantă de creveți. Super bun. Și ultima e vita. Cred că e cu sos de stridie totuși. Foarte fragedă. Gata. De data asta chiar nu mai pot. Mai am o feliuță de dovlecele aici în farfurie, dar nu e cu putință să o mai mănânc. La un moment dat mă gândeam că mănânc și o felie de pepene din aia frumoasă de la intrare, dar chiar nu mai e posibil, poate altă dată. Am mâncat 25 de bucățele de sushi și farfuria plină cu crevezi, vită și ce ați mai văzut voi aici. Suficient pentru mine astăzi. Voiam să vă zic că la astfel de restaurante all you can eat, dacă sunteți gurmanți și mâncați așa multicel ca mine, puteți să vă bucurați de o grămadă de preparate variate. Mie mi se pare că merită o experiență cum e aici la Mishimishi de all you can eat, mai ales pentru sushi, pentru că v-am zis că pentru 25 de bucățele de sushi puteți să plătiți un preț chiar dublu, nu mai punem în calcul și creveții, panei și toate lucrurile pe care le-am mâncat eu, pentru că prețul ar fi probabil ar sări de 200 de lei pentru o singură persoană. Eu cred că o să mă duc undeva să mă întind la umbră, ca să diger toată masa asta. Și sper să mă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram, Gătește Ușor. Pa, pa!